În timp ce noi discutam despre ce se întâmplă cu NATO, despre ce se întâmplă cu Ucraina, cu Rusia, cu atentatele, apar noi probleme în fâșia Gaza, unde Israelul s-a găsit să atace ambasada Iranului din Siria. Iată, un nou punct nevralgic al planetei care s-a inflamat. La ce să ne așteptăm în momentul ăsta după acest incident? Atacul consulatului iranian din Damasc nu este singura operațiune scăpată de sub control al armatei israeliene. Să nu uităm totuși că au mai bombardat un convoi umanitar, omorând o populație civilă absolut nevinovată. Și la asta se mai adaugă o chestiune care a început să apară în revistele militare, chiar occidentale. Și anume faptul că Israelul este prima armată din lume astăzi care a folosit inteligența artificială în atacurile concentrate împotriva Hamas din fâșia Gaza. Asta înseamnă că armata israeliană a introdus în premieră, în războiul modern, o inteligență artificială care putea, pe programul de recunoaștere facială, pe programul de previzionare a diferitelor acțiuni pe care țintele le făceau în teritoriul vizat, să creeze un program pe care nu l-a controlat niciun civil, pe care nu l-au controlat nici măcar militari izraelieni, și acest algoritm al inteligenței artificiale a reușit să furnizeze armatei izraeliene o listă cu 37.000 de posibili, atenție, posibili teroriști Hamas. Asta înseamnă că dacă tu, de exemplu, dacă semeni așa fizionomic cu un terorist, te poate targeta, da, adică, și te poate ucide. Algoritmii introduși în sistem monitorizau prezențele masculine ale unor indivizi care se aflau în proximitatea unor posibile baze teroriste Hamas, cei care schimbau reședința foarte des, cei care circulau într-un ritm ceva mai suspect în zonă, funcție de mișcări, de trăsături, și trebuie să spunem că totuși statul Israel a fost primul stat care a avut programul de recunoaștere facială cam cu 15 ani în urmă, în urma tuturor celorlalți. Aeroportul din Tel Aviv a fost primul aeroport din lume care avea programul de recunoaștere facială perfect închis. Nu exista cetățean care să tranziteze acest aeroport și să nu figureze într-o bază de date. Problematică la această chestiune a fost lipsa totală a controlului civil și chiar militar al acestei liste de 37.000 de suspecți Hamas, plus marja de eroare recunoscută oficial de armata israeliană, care este de 10%. Adică gândiți-vă că din 37.000 de posibile ținte, 3.700 s-ar putea să fie o eroare. Oricum, armata israeliană, în momentul în care atacă o țintă Hamas, ia în calcul ca pe lângă ținta respectivă să existe și niște victime colaterale. Dacă ne luăm după partea Hamas, cam 100 la o țintă, adică 100 la 1, dacă mergem pe buletinele oficiale ale armatei israeliene, avem 15 victime colaterale la o țintă posibilă. E, gândiți-vă că toate acestea au culminat și cu un atac cu drone asupra consulatului iranian din Siria, din capitala Damasc. Fapt care a făcut ca Iranul să reacționeze absolut imediat și să amenințe din nou, nu, cu rachete balistice, cu drone și chiar cu posibile încărcătură nucleară tactică Israel. Regimul lui Bibi Netanyahu, pe de altă parte, este la un nivel de izolare internațională fără precedent. Gândiți-vă că administrația americană, inclusiv președintele Biden, a pus presiune pe statul Israel să renunțe la aceste incursiuni și la aceste operațiuni foarte spectaculoase care se lasă cu un număr impresionant de victime civile. Uniunea Europeană, care a recunoscut dreptul la securitatea statului Israel, a pus presiune prin Comisia Europeană și prin Consiliul European asupra Israelului să înceteze cu această disproporționalitate în ceea ce privește victimele civile. Sunt din ce în ce mai mulți parteneri occidentali din NATO care au avut întâlniri bilaterale cu Netanyahu și i-au impus cumva să renunțe la această încăpățânare care nu face altceva decât să producă la nesfârșit o tensiune care poate culmina într-un mod cât se poate de periculos chiar și pentru populația israeliană.
șeful opoziției izraeliene, partidele de stânga care sunt în opoziție cu regimul de extremă dreapta lui Netanyahu, foarte multă populație civile, victimele care au supraviețuit și rudele celor care au fost răpiți de Hamas, pun presiune zilnic pe guvernul de la Tel Aviv să înceteze odată cu această operațiune care nu duce nicăieri. Și din această perspectivă se pare că raționalitatea, viziunea corectă, bunul simț al lui Netanyahu sunt de domeniul trecutului, adică se întâmplă o chestiune care deja nu mai are sens, nu are logică. Dar cine se va băga pentru Israel dacă cumva va fi atacat? De exemplu, Statele Unite sunt foarte supărate pe Netanyahu. Europenii la fel sunt supărați pe deciziile pe care le ia Netanyahu de capul lui. La ONU am văzut că nu mai are susținere Netanyahu pentru că face numai ceea ce vrea, uitând total despre partenerii lui din lumea internațională. Ce va face dacă va fi atacat de Iran? Cine va sări în... Lumea civilizată speră în organizarea alegerilor anticipate. Deja forțele de opoziție din Israel cer, clamează organizarea de alegeri anticipate. Toată lumea așteaptă o mișcare internă din Israel care să înlăture, fie prin alegeri înainte de termen, fie prin alte mijloace, acest regim de ultra-extremă dreaptă izraeliană care nu face altceva decât să pună sub semnul amenințării teroriste întreaga lume, inclusiv aliații de facto a Israelului. Și așa am discutat de rezurecția, revenirea la lumină a unor organizații care păreau cumva pulverizate, cum era ISIS, cum era Al-Qaeda. Dacă adăugăm la asta și o imensă frustrare și emoție declanșată de data asta de curentul șiit finanțat de Iran împotriva acestor crime, împotriva umanității de care se face vinovat regimul Netanyahu, ne aflăm cu toții pe niște butoaie cu pulbere care așteaptă o scânteie nefericită să ne arunce pe toți așa într-o instabilitate globală. Dacă privim în contextul actual, în context internațional, unde Rusia are un avantaj în lupta cu Ucraina pentru că occidentalii nu sunt capabili să furnizeze ceea ce au promis Ucrainei, pe de altă parte apare acest conflict în care Israelul clar nu poate beneficia de sprijinul unor țări care nu sunt în stare să ajute nici măcar Ucraina, care are o cauză mult mai dreaptă decât cea pe care o are Israelul acum de a vâna niște teroriști, unde e clar că nu sunt vânați teroriști, ci sunt vânate victime colaterale mai mult decât acei teroriști. La ce să ne mai așteptăm în context internațional, având în vedere că avem și frontul ăsta terorist deschis acum după atentatele din Rusia, avem și atacurile asupra navelor comerciale din Marea Roșie a rebelilor Houthi? Da, nu, situația la nivelul geopolitic este din ce în ce mai complicată și probabil, fără să fim neapărat pesimiștii de serviciu, nu se întrevede un orizont foarte clar. E clar însă că întârzierea ajutorului militar acordat ucrainienilor, temporizarea pe care parlamentarii Statelor Unite, mai ales cei republicani, senatorii republicani care au blocat sursele de finanțare pentru Ucraina, până să strângă domnul Stoltenberg de la NATO suma aia de 100 de milioane, o să mai treacă niște timp. Ucraina se află, și nu o spun eu, o spun generalii și înalți ofițeri ai armatei ucrainiene, se află într-o situație foarte complicată și foarte gravă. Pentru că ofensiva, și am văzut și zilele trecute, o ofensivă fără precedent a dronelor rusești care au ajuns la Harkov și au distrus foarte multe blocuri, având ca victime populație civilă. Presiunea pe care Rusia o pune asupra Ucrainei și întârzierea ajutoarelor de care Uniunea Europeană se laudă cu ele și le clamează în spațiu public, dar concret ajung mult mai târziu decât e cazul acolo, face cumva ca Ucraina să se afle într-o situație foarte proastă de la declanșarea războiului de acum 2 ani. Este cea mai proastă situație în care se află astăzi Ucraina de când a început acest război. Coroborat aș aduce în discuție și China, care spune că Taiwanul este cumva pe un, se joacă cu un fir roșu. Ce anume înseamnă acest fir roșu în situația actuală, când avem conflictul din Ucraina, avem acest nou conflict care a escaladat între Iran și Israel de această dată?
Ce înseamnă această declarație? Păi înseamnă pentru că ne apropiem așa cu pași, fără să fiu nicio panicard, și ne apropiem cu pași repezi de escaladarea mai multor conflicte, ceea ce ar putea duce chiar la un al treilea război mondial. Da, e foarte posibil să se întâmple și asta. Eu însă mizez în continuare pe pragmatismul de care dă dovadă, cel puțin până acum, Partidul Comunist Chinez, și întrucât evoluția comercială și economică a Chinei este strâns legată de dolar și de piețele de desfacere ale Uniunii Europene și ale Statelor Unite, China nu va îndrăzni să blocheze aceste piețe în contrapartidă cu invadarea sau cu atacarea Taiwanului. Sigur că Taiwanul are o altă tehnologie, este pe locul 1, apropo de tehnologie avansată și de inteligență artificială, este și deținătoarea unor minereuri de metale rare extraordinare, dar cu toate acestea, la ce să-i folosească Chinei să devină numărul 1 în materie de tehnologie avansată dacă nu are piețe de desfacere, iar piețele de desfacere ale Chinei cele mai importante sunt Statele Unite și Europa. Deci din această perspectivă eu nu cred că China va forța printr-o agresiune militară alipirea de Taiwan. Chinezii joacă specific oriental cu foarte multă răbdare, așteaptă cumva ca țările membre NATO, Statele Unite, Uniunea Europeană să se fragilizeze și slavă Domnului că poate folosi a terță mână, cum e Federația Rusă, care poate fi o bâtă foarte abil mânuită de președintele Xi Jinping, mai este și Coreea de Nord, care amenință tot timpul cu atacul nuclear Coreea de Sud, și ce se întâmplă acum între Iran și Israel, ce se întâmplă între Rusia și Ucraina, nu fac altceva decât să fragilizeze cumva, să vulnerabilizeze cumva această alianță nord-atlantică, de care China să profite însă soft power, nu foarte hard. Adică eu așa aș vedea lucrurile. Deci nu aș miza foarte mult că într-un timp relativ scurt va începe și în Taiwan acolo o agresiune militară. Sper că nu se va întâmpla asta. Apropo de partea asta militară, că toată lumea e prinsă de investiții în apărare, de mecanismele astea, dintr-o dată au devenit toți interesați de a investi în zona asta de apărare. Noi ne uităm și la alegerile care au loc în zonele noastre de interes și m-aș duce puțin de data asta înspre Turcia, unde avem acest sultan de model nou, domnul Erdogan. Au fost alegeri locale și a pierdut cu brio în marile orașe. Se pare că se naște un nou lider așa al opoziției, domnul Ekrem İmamoğlu, și coroborat la lucrurile astea, aș aduce în discuție faptul că Uniunea Europeană i-a cam dat cu flit domnului Erdogan deocamdată cu accederea la Uniunea Europeană. NATO și-a cam retras bazele din Turcia de la Incirlik și le-a mutat, iată, la în Grecia, și acum se dorește o bază militară în România la Cogălnicianu. Pare puțin așa izolat. A cam apus vremea răsăriteanului domn Erdogan? Pare izolat și totuși joacă foarte abil în ceea ce privește consensul numirii noului secretar general al NATO. Adică din 32 de state, 27 îl susțin absolut declarat pe Mark Rutte, 4 state îl susțin pe Klaus Iohannis. Dintre aceste 4 state, alături de Ungaria, România și Bulgaria, într-un mod aparent surprinzător este și Turcia. Trebuie să le reamintim celor care ne urmăresc că în ceea ce privește deciziile NATO trebuie să existe unanimitate decizională, și atunci dacă sunt 4 state care se opun domnului Rutte, chiar dacă 27 de state îl susțin cu aplomb, se blochează numirea, și atunci domnul Erdogan are o poziție de negociere foarte interesantă cu Alianța Nord-Atlantică cu privire la buna funcționalitate administrativă, cel puțin prin numirea la termen a unui nou secretar general. Deci să nu-l suspectăm pe domnul Erdogan că nu este șiret sau inteligent sau foarte pragmatic în ceea ce înseamnă jocul în interesul Turciei. Pe de altă parte, este foarte adevărat că NATO și Uniunea Europeană nu privesc cu ochi foarte buni această tentație extrem de autoritaristă a domnului Erdogan, care a învins democrația din Turcia, pentru că domnia sa l-a împiedicat zilele trecute pe un edil care a câștigat majoritatea voturilor într-un oraș să-și ocupe funcția, în ciuda votului masiv pe care l-a primit din partea cetățenilor. Domnul Erdogan
controlează toată presa de opoziție pe care a îngenunchiat-o sau și-a cumpărat-o. Domnul Erdogan nu are niciun fel de sensibilitate față de drepturile omului și față de valorile democratice care sunt numitor comun în țările NATO și evident ale Uniunii Europene, iar domnul Erdogan a jucat întotdeauna un fel de bara-bara și cu Iranul și cu Federația Rusă, care sunt cel puțin la nivel militar declarativ ostile Alianței Nord-Atlantice. Pe de altă parte, importanța Turciei geostrategică, controlând Bosforul și Dardanelele și intrarea între cele două mări, între Marea Neagră și Marea Mediterană, din moment ce se duce un război în Marea Mediterană între flota armatei ruse și tehnologia militară occidentală plus navele ucrainiene de acolo, cred că are niște ași în mânecă domnul Erdogan. Și atunci să ne bucurăm degeaba pentru rezultatele de la alegerile locale, pentru că, sincer, acum după 21 de ani, mă gândeam că poate vine vremea să se ducă și domnul Erdogan să-și vadă de alte proiecte. Mă gândeam că domnul Victor Orban la alegeri va pierde, iată că n-a pierdut. Da. Domnul Erdogan, așteptăm să se ducă să mai facă și alte lucruri bune așteptăm ca domnul Putin la rândul lui, nu știu, va veni atât sfârșitul lui, parcă ne-am săturat de aceste personaje. Există un optimism ușor naiv în lumea liberă occidentală cu privire la capacitatea... Eu sunt exponentul naivității occidentale din acest confort despre care vorbim noi și așteptăm să plece acești dinozauri ai politici internaționale. Răspunsul pe care vi l-ar da cineva din partea acestor regimuri ar fi așteptați mult și bine. Să nu uităm totuși că nici Ceaușescu n-a plecat de bunăvoie, ca să dăm un exemplu care ne-a marcat istoria noastră, și dacă nu l-ar fi lichidat niște băieți la Târgoviște, rămânea în continuare mult și bine. Dictatorii nu pleacă de bunăvoie. De asta spun de naivitatea occidentală, pentru că ei obișnuiți două, trei generații și cu drepturi cetățenești și cu anume relații între stat și cetățean, au tot timpul senzația că există așa o forță motrice de opoziție în interiorul marilor dictaturi. Să ne reamintim că n-a existat pe timpul lui Stalin, n-a existat pe timpul lui Hitler, nu a existat decât mult mai târziu pe timpul lui Mussolini, iar în lumea arabă, dacă nu, unde vorbeam de niște dictaturi, Saddam Hussein, Gaddafi și așa mai departe, dacă nu ar fi fost o intervenție externă care să accelereze acea primăvară arabă, lucrurile ar fi rămas în continuare acolo. De unde putem trage concluzia? Iată, nici în Republica Populară Chineză a fost în 1989 așa un moment de s-a numit piața Tiananmen, care a durat foarte puțin, după care, iată, au trecut 34 de ani și nu se pune problema unei opoziții articulate, concrete, împotriva regimului comunist, tehnocrat comunist de la Beijing. Și atunci nici domnul Erdogan n-are de ce să se teamă foarte mult de opoziție internă, pentru că cu excepția marilor orașe, între care hai să zicem Istanbul, Izmir, orașe care într-adevăr nu sunt partizanele acestui regim, restul populației turce, cu atât mai mult cea cu studii medii spre inferioare și cu o pregătire și cu un nivel de trai destul de precar, care ușor, ușor au și fost conduși către o ușoară radicalizare islamică. Iar domnul Erdogan s-a înfășurat așa cumva într-un lider al lumii musulmane care își dorește să redea gloria Imperiului Otoman de dinainte de Atatürk. Domnul Erdogan nu face altceva decât să dărâme tot ceea ce a construit Kemal Atatürk, însemnând modernizare, laicizare și occidentalizarea Turciei. Și atunci, din această perspectivă, domnia sa se bazează pe cel puțin 60% de aderență și de susținere în plan intern. Și atunci nu va pleca de acolo. Să te întreb pe partea cealaltă. La fel ca și românii, turcii au o diasporă foarte mare, în special în Germania și în țările nord-europene. Nord-vest europene. De ce statele astea europene nu renunță odată la ideea asta că doar ele trebuie să furnizeze produse agricole, produse alimentare, produse de tot felul, și nu acceptă intrarea Turciei, care totuși are o economie competitivă în Uniunea Europeană? De ce îi tot țin la distanță față de Europa, deși există legături comerciale foarte strânse între țări din Uniunea Europeană și Turcia? Păi este prea competitivă. Adică dacă economia emergentă și foarte dinamică a Turciei
intră într-o competiție directă pe piața europeană cu alți mari furnizori, precum Olanda, precum Austria, precum Germania, precum Italia, Spania, Franța și așa mai departe, ar însemna un recul și o pierdere din punct de vedere economic și financiar al marilor state europene. Deci unul dintre motivele pentru care Turcia este ținută de atâția ani în afara granițelor Uniunii Europene este această competiție. Că Turcia este un jucător economic extrem de important, iar pe de altă parte, într-adevăr, cel puțin la nivel declarativ, lucru care însă s-a și întâmplat până astăzi, trebuie să existe și o convergență de model de guvernanță. Țările Uniunii Europene sunt țări democratice. Țările Uniunii Europene își bazează relația stat-cetățean pe un set de reguli și de principii inatacabile. Turcia nu face parte din această filozofie politică. Taman ce spuneam mai devreme, că mai degrabă am putea să comparăm Turcia cu un regim autoritarist de tip, nici măcar de tip Victor Orban, ci mai degrabă de tip Vladimir Putin, decât să-i găsim un corespondent în Uniunea Europeană. În ciuda declarațiilor de foarte multe ori contradictorii ale domnului Orban și a ușoarelor sale derapaje față de democrația occidentală, totuși Ungaria e un stat european, e un stat liber și are niște conexiuni patrimoniale și istorice foarte vechi în interiorul Uniunii Europene, ceea ce Turcia nu. Pe de altă parte, dacă nu s-ar opune cel puțin Olanda și Austria intrării în Uniunea Europeană a Turciei, probabil celelalte țări cu chiu cu vai ar accepta, dar sunt două puteri destul de mari din punct de vedere economic, inclusiv Germania până de curând, care nu și-ar fi dorit o Turcie atât de aproape de propriile sale economii. Și atunci, în contextul ăsta economic, e convenabil pentru Uniunea Europeană să aibă relații cu Turcia și să o țină la distanță cam câți ani de acum încolo? Adică e logic că el nu va rămâne, Erdogan, un partener pentru Uniunea Europeană veșnic ținut la distanță ca un câine în lesă. Doar pentru că oamenii nu reușesc să facă acea revoluție, să adopte un sistem democratic, să... Este pentru că și Turcia este interesată de piața Uniunii Europene cu toate taxele vamale pe care le plătește. Pe de altă parte, cum bine spunea, există o diaspora destul de consistentă turcească în toate țările puternic economice din interiorul Uniunii Europene. Probabil că dacă va veni post Erdogan un regim ceva mai prietenos cu valorile occidentale și care s-ar ranforsa în relația cu NATO și ar renunța la jocurile duale cu Iranul și cu Federația Rusă, ar putea într-un timp relativ mediu să acceadă în Uniune. Hai să ne ducem puțin și în Rusia. Există tot mai multe analize, printre care o analiză din Financial Times, care reiterează un lucru pe care l-am mai auzit în urmă cu un an de zile, cum că de fapt Putin vrea, cu subiect și cu predicat, o reîntoarcere la ceea ce era Rusia în 1989. O reîntoarcere totală și cu granițe și cu model economic și cu tot ceea ce presupunea în 1989. Se poate da timpul înapoi pentru Rusia astfel încât să ne întoarcem în 1989 cu alianțe, cu granițe, cu legături economice, cu tot ce era Rusia atunci? Eu cred că nu. Pentru că atât lumea occidentală și lumea NATO a evoluat de atunci într-o manieră absolut spectaculoasă, cât și țările care au configurat înainte de 1991 ceea ce s-a numit Uniunea Sovietică. Gândiți-vă că majoritatea țărilor mai degrabă asiatice de pe teritoriul Uniunii Sovietice sunt majoritar musulmane. Uniunea Sovietică a avut o capacitate de a intra în competiție cel puțin militară cu lumea occidentală pentru că tot arsenalul nuclear era în Ucraina. Cu excepția Belarusului, care a rămas un stat vasal Federației Ruse, cam toate celelalte state, gândiți-vă că până și Cecenia, înainte de regimul Kadyrov, a fost un foarte aprig opozant al extinderii intereselor Federației Ruse. Să nu uităm că au fost niște atentate teroriste la Moscova cu niște ani în urmă, puse la cale de niște teroriste
cecene, adică niște femei, au ținut în șah Federația Rusă timp de câteva zile, luând ostateci niște spectatori dintr-un teatru. Nu cred, adică Uniunea Sovietică s-a bazat în primul rând pe o ideologie foarte ofertantă și foarte puternică la modul de a câștiga inimile aderenților, pentru că propunea un egalitarism, o ieșire din sărăcie, o competiție justă bazată pe principii și pe valori între oameni, o ierarhizare în care statul să ofere tuturor cetățenilor, nu? Ceea ce se numește raiul socialist, adică fiecăruia după posibilități, dar și după nevoi. Adică a existat un foarte puternic liant ideologic și cu o propagandă, desigur, foarte bine pusă la punct și cu un regim represiv și restrictiv care a avut grijă să nu lase niciodată vreo idee de opoziție să prindă rădăcini, a fost posibil acest proiect numit Uniunea Sovietică. Astăzi nu cred că mai există niciunul dintre aceste elemente care să coaguleze cumva forțele. Dar există elementul și argumentul puterii nucleare prin care Putin vrea de la occidentali să respecte ceea ce era Rusia, Uniunea Sovietică înainte de 1989. Asta e singurul argument. Puterea nucleară și acele bombe care le etalează din când în când în propaganda presei ruse. Eu înțeleg ce susține propaganda Federației Ruse, dar totodată și Rusia trebuie să înțeleagă că această putere nucleară pe care o are ea astăzi este datorată sau cauzată în primul rând faptului că Ucraina, care deținea tot arsenalul nuclear al Uniunii Sovietice, a hotărât, da, de comun acord cu Statele Unite și cu Federația Rusă, să își închidă și să-și lichideze tot acest arsenal nuclear primind niște garanții de securitate și de suveranitate din partea ambelor mari puteri, atât ale Federației Ruse cât și al Statelor Unite. Cine a încălcat acest tratat internațional? NATO sau și Occidentul în general sau Federația Rusă, care, nemai recunoscând tratatele internaționale, a anexat Crimea și a început un război de expansiune teritorială pe teritoriul unui stat suveran care a primit garanții internaționale de securitate. Și atunci, degeaba spune domnul Putin că el este o victimă a extinderii NATO către Rusia, pentru că NATO n-a mișcat un pas împotriva Federației Ruse fără, hai să zicem, referendumul acela democratic al tuturor popoarelor care au dorit ele să facă parte din Uniunea Europeană și NATO, adică n-a fost o anexare cu forța. N-a venit NATO în România și ne-a atacat, după care ne-a anexat. Același lucru, că și el a făcut în regiunea Donbass referendum prin care toți oamenii, bineînțeles, păziți cu arme, au hotărât prin vot liber să devină parte a Rusiei, să fie anexată Crimea la Rusia. Oricum am dat-o și oricât de puternică și de uneori inteligent ar fi propaganda rusă, realitatea tratatelor și a recunoașterilor internaționale nu poate fi negată de nimeni care are o brumă de rațiune și care cunoaște un pic de istorie recentă, cel puțin. Adică e fără precedent totuși această alianță nord-atlantică, cu bunele și cu relele ei, nu a anexat fostele țări care au aparținut Uniunii Sovietice, mă refer la țările baltice și la țările asupra cărora Uniunea Sovietică avea influență, adică cele din estul și sud-estul Europei, Ungaria, Cehia, Slovacia, România, Bulgaria, Polonia, cu forța. Nu? Noi am trăit în această țară și ne amintim cu toți ăștia care suntem și mai purisani așa, că a fost un entuziasm și o adeziune la cele două mari proiecte de țară, intrarea României în Uniunea Europeană și intrarea României în NATO, a peste 85% din populația, cel puțin cu drept de vot, din România. Adică noi ne-am dorit, noi am stat la ușa UE, noi am stat la ușa NATO și am așteptat cu înfrigurare să fim primiți acolo. N-a fost invers. Pe când ăștia rușii din Donbass, din toate regiunile ocupate de la Crimea încoace, nu s-au rugat de Federația Rusă să vină peste ei, ci Federația Rusă a venit peste ei, cum nici transnistrienii nu, care sunt totuși o enclavă rusească în inima Republicii Moldova,
Nu și-au făcut încă un referendum în care să zică, domne, noi vrem neapărat cu Federația Rusă. Nu. Federația Rusă a hotărât că există o necesitate a apărării drepturilor majoritarilor vorbitori de limbă rusă acolo și în, sub acest deziderat, a doua zi au trimis armata. E ușor pe dos. Și o oportunitate pentru locuitorii acestor țări să meargă să muncească în Rusia și o oportunitate de schimb cultural din partea unor entități, oameni, popoare din Rusia aproape siberiană și îndepărtată, să vină să locuiască în Moldova, în Transnistria, da, o oportunitate. Gândiți-vă numai la... Un schimb cultural, un fel de Erasmus rusesc. Ce sechestru au pus țările Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite, pe niște avere ale unor oligari foarte apropiați de regimul de la Kremlin. Păi ăștia, dacă era așa de nenorocită lumea occidentală, de ce și-au trimis banii în offshore-uri și în conturi care fac parte din lumea liberă? Nu, dacă numărăm migranții din fostul spațiu ex-sovietic, din spațiu ex-sovietic către Uniunea Europeană și NATO, o să vedem că vorbim de procent de aproape 100% din aia care au plecat din URSS, nu s-au dus în alte țări, ci au venit în țările astea nenorocite și decadente ale lumii occidentale. Câți din lumea occidentală s-au dus, au emigrat, au fugit în fostul spațiu sovietic sau în Federația Rusă de astăzi, în afară de Steven Seagal și de Gerard Depardieu și probabil cred că mai era un sportiv olimpic sau un Assange sau un spion din ăsta care a lucrat oricum pentru ei și ar fi dorit să ajungă acolo. Raportul e de 99% la 1. Pot să te surprind în afara graficului nostru de discuție de astăzi cu ceva? Te rog. Te-aș întreba legat de Serbia, care Serbia își dorea să intre și ea în Uniunea Europeană, își dorește încă să fac pași, își dorește totodată să facă parte din NATO, adică unii politicieni își doresc ca Serbia să facă parte din NATO. Pe de altă parte, președintele Serbiei a declarat suscitare că dacă NATO a venit toată și a bombardat Serbia, în vecii vecilor amin, populația sârbă nu va accepta ca Serbia să intre vreodată în NATO. Pe de altă parte, la granița cu Serbia există acest conflict. Kosovo, care are adoptată moneda euro, există Muntenegru, care are șanse mari să intre în euro. Da, Serbia, din păcate, ca întotdeauna în istorie, se află în epicentru unei zone foarte instabile, zona Balcanilor. Sunt interese foarte mari acolo, pentru că Serbia este deținătoarea unor rezerve de gaze și de minerale rare extraordinare, adică este una dintre cele mai bogate țări din peisajul acesta, să spunem, european, că și Balcanii sunt totuși parte geografică din Europa, iar interesele marilor puteri acolo sunt foarte mari. Adică gândiți-vă că cine a reușit să dețină și să controleze toate aceste resurse de materie primă pentru a-și accelera evoluția în ceea ce se numește revoluția industrială, va avea un capital foarte puternic. De aceea acolo și Republica Populară Chineză și Federația Rusă joacă o carte de influențare extraordinar de mare, cât și Uniunea Europeană și NATO pe de altă parte. De aceea Serbia e cumva împărțită. O parte de Serbie urbană, o parte dintre sârbii, să spunem, care au astăzi până în 35 de ani, și-ar dori un parcurs alături de Europa și de NATO. Toți ceilalți care au simțit pe pielea lor ce a însemnat bombardarea Belgradului și atacarea din partea NATO a intereselor Serbiei după fărâmițarea Republicii Federative Iugoslave, care au și victime și morți și răniți în urma acestor chestiuni, sigur că au un nivel de frustrare pe care l-au avut și japonezii după Hiroshima și Nagasaki și totuși au trecut peste. Când au murit cei care au fost contemporani cu această nenorocire? Și atunci probabil viitorul, din perspectivă biologică, sună optimist pentru Uniunea Europeană și pentru NATO, pentru că acea parte de Serbie mai tânără către zona asta virează. Dar să nu uităm totuși că nivelul de propagandă și de
similaritate, dacă vezi, de gândire ideologică și religioasă, pentru că sârbii sunt ortodoxi, sunt, biserica ortodoxă sârbă este foarte bine într-o relație de diplomație ecleziastică foarte bună cu biserica de la Moscova, Serbia tradițională, Serbia naționalistă, sârbii au și un sânge din ăsta. Dar ei nu au recursie față de Uniunea Europeană sau NATO sau față de Occident. Ei au mai mult o repulsie față de americani. Da, da, ce ar fi NATO fără Statele Unite? Și pentru că am avut discuții americani, se întreabă foarte multă lume, am citit comentarii și la podcastul nostru, am citit comentarii și la anumite articole pe internet pe care le mai citim și noi înainte să ne alegem subiectele, și se întreabă lumea de ce a trebuit să-i avertizeze americanii ăștia pe ruși când suntem într-un conflict deschis în Ucraina și pe mai multe fronturi pe mapamond între NATO și americani, respectiv cealaltă baricadă, Rusia și anumite țări care susțin din BRICS. De ce a trebuit americanii să-i avertizeze cu privire la atentatele de la Crocus Mall? De ce a trebuit? Și ce înseamnă acest duty of warn, care s-a tot vehiculat în momentul ăsta atunci când s-a referit lumea la faptul că americanii i-au sesizat, i-au avertizat pe ruși? Ca să-i surprindem și mai tare pe cei care au pus această întrebare, le spunem că americanii au avertizat și pe iranieni atunci când au fost analizate din perspectiva serviciilor secrete ale Statelor Unite posibilitatea unor atacuri teroriste la Teheran, de exemplu. Iranul a ținut cont de treaba asta. În 2015, dacă nu mă înșel, sau în 2017, Statele Unite au avertizat Federația Rusă cu privire la iminența unor atacuri teroriste, iar Federația Rusă atunci a ținut cont de aceste sesizări și a preîntâmpinat acele atentate. Ne-a spus și în podcastul trecut că dincolo de războiul economic, dincolo de războiul ideologic, dincolo de confruntarea aproape istorică între Orient și Occident, există un element comun la care toate marile națiuni sunt parte aliată: războiul contra terorismului. Pentru că terorismul, nefiind nici frontalier, nici statal, terorismul modern de astăzi este apanajul unor grupări care se revendică ele însele de a deveni state. Statul islamic, de exemplu, nu există. N-a existat niciodată un stat. Au existat în istoria umanității niște califate care au fost de mult înghițite de Imperiul Otoman o perioadă, după care s-au fărâmițat în interiorul Uniunii Sovietice și așa mai departe. Și atunci, împotriva terorismului modern de astăzi, atât Federația Rusă cât și Statele Unite, deși sunt într-o permanentă tensiune pe alte fronturi, pe frontul ăsta sunt aliate. Au existat nenumărate rapoarte de colaborare, de exemplu, între FSB și FBI, între CIA și serviciile externe ruse, cu privire la atentate teroriste care au loc pe teritoriul, hai să zicem, dușmanului. Și Federația Rusă a alertat de-a lungul istoriei recente, de foarte multe ori, și Marea Britanie și Statele Unite, cu privire la posibilitatea unor atacuri teroriste ale unor ceceni care plecaseră să facă parte din statul islamic. Adică există și în Siria, există în Siria armata Statelor Unite și cu armata Federației Ruse sunt cumva într-o ostilitate, pentru că americanii au susținut opoziția siriană. Americanii și-au dorit prăbușirea regimului lui Bashar al-Assad. Bashar al-Assad a primit un suport neașteptat din partea armatei Federației Ruse. Și în ciuda acestor chestiuni și în ciuda acestor confruntări directe armate, când una dintre părți a avut sesizări venite din partea serviciilor că se pun la cale atentate teroriste, au fost anunțați și ceilalți. Deci există în toată această nenorocire modernă în care trăim o coagulare a intereselor împotriva terorismului. Și atunci, sigur că da, există niște convenții semnate în 2015 între Statele Unite și Federația Rusă de schimb reciproc și avantajos de informații. Păi și atunci o să-i avertizeze americanii pe ruși și despre eventuale atentate pe care le vor face ucrainienii, că am văzut că au traversat niște icoane din Ucraina în Rusia, niște explozibili, niște... Nu, pentru că aici intrăm într-o nuanță a unui război direct între Federația Rusă și Ucraina, iar nu există, cel puțin denunțate și asumate, organizații teroriste ucrainiene. Există operațiuni militare
de sabotare, de atac ale armatei ucrainiene, ale unei țări care se apără. Trebuie să facem totuși diferența între o națiune beligerantă și o organizație teroristă. Acum că am făcut această diferență, aș vrea să ne referim puțin și la partea asta cu Schengen. Am văzut niște imagini care, bine, lăsăm la o parte propaganda asta din România care difuzează în baza contractelor pe care le-am văzut publice între politicieni și televiziuni, între partide și televiziuni, lăsând asta la o parte propaganda asta cu politicieni care vin și spun, uitați cum se circulă, cum se vede. Am văzut tot felul de imagini cu oameni care sunt buzunăriți în continuare prin aeroporturi, sunt opriți pentru a-și prezenta documentele, adică cum e cu Schengen ăsta aerian, îl vom simți vreodată, ne vom simți vreodată niște cetățeni europeni onești, că românii care au fost buzunăriți zic că nu se simt încă chiar europeni, se simt tot niște oameni de mâna a cincea care s-au dus la furat în Occident. Acum, că ne place sau nu ne place, în raport cu țările civilizate, din clubul din care și noi facem parte, suntem niște cetățeni de mâna cincea. Ne va mai trebui un timp în care economia noastră să crească, în care regimurile politice să fie funcționale cu adevărat, în care corupția să nu mai fie o amenințare la adresa siguranței naționale, în care nivelul de competență a liderilor interni și extern să fie cel puțin comparativ cu al acestor elite, ca să avem un statut egal. Hai să nu fim ipocriți și să nu ne amăgim îmbătându-ne cu apă rece. În această competiție geopolitică prietenoasă între țările membre ale acelorași alianțe, există niște nivele diferite. Pe de altă parte, este și amuzant cum românii prin politicienii ăștia de doi bani care ne conduc, vor să transforme orice fel de eveniment într-un succes. Și aceiași clovni triști care s-au bătut cu pumnul în piept de fiecare dată spun niște enormități, cam aceiași sunt papițoii de serviciu care vin să ne prezinte nou ca un mare succes că am fost primiți în spațiul aerian și maritim în Schengen. În loc să constatăm că totuși avem de-a face cu un foarte mare eșec. Pentru că România ar fi trebuit să intre pe deplin în spațiul Schengen atunci când toate mecanismele pe care ni le-au impus alții pentru a ne corija și pentru a accelera un pic zonele de reformă ca să putem ajunge la un nivel predictibil au fost încheiate. Adică România de facto avea toate atributele să intre pe deplin și feroviar și terestru și maritim. Noi am intrat parțial. Îmi vine în minte un exemplu prost, da, dacă prietenii mei, noștri ne îngăduie, este ca un act sexual pe jumătate. Poți să te lauzi că a fost un act sexual bun sau poți să-l privești ca pe un eșec, pentru că dacă s-a consumat doar pe jumătate. Politicienii români și administrația românească a preferat acest simbolic act sexual pe jumătate să fie prezentat ca un mare orgasm, ceea ce nu e cazul. Adică orice om de bun simț spune, domne, dacă nu e întreg și e parțial, nu poate fi considerat un succes. Te vor buzunări în continuare, probabil niște ani de zile, chiar dacă am intrat în spațiul Schengen aerian, pentru că nivelul de reprezentare al intereselor românești și în interiorul Parlamentului European și în interiorul instituțiilor europene sau instituțiilor spațiului Schengen nu există. Adică românii nu au, din păcate, și aici nu e vina altcuiva decât a noastră înșine, nu au o reprezentare corectă a realității din România. Pentru că politicienii noștri pe care îi trimitem noi în Parlamentul European, în zona de comisariat european, în zona de instituții înalte europene, nu există, adică iertați-mă, n-au nicio valoare, nu contează. S-a văzut nivelul de prestanță internațională la domnul Klaus Iohannis, pe care din 32 de state membre NATO îl susțin doar 4. Care sunt alea 4? Cele de la periferie, adică Ungaria, nu? Bulgaria, România și o țară care nici măcar nu e membră UE, Turcia. Și atunci ăsta este nivelul. Ei când se uită la România, ei se uită la România de sus. Ca să se uite cât de cât la un nivel de privire egal, ar trebui ca efortul din partea noastră să fie mult mai mare.
și liderii pe care noi îi trimitem să negocieze, să discute, să stea față în față cu liderii europeni, occidentali, nord-atlantici, să fie cu prestigiu, să aibă consistență. Noi trimitem, din păcate, iertați-mă, vedeți și dumneavoastră, cam pe cine am trimis în Parlamentul European până de curând și o să vedeți că cu ăștia chiar n-aveam nicio șansă. Mie mi se pare totuși că acest cancelar al Austriei bate câmpii rău de tot în ceea ce privește migrația prin România. Pe de altă parte, hai să fim corecți, traficul de țigări din Ucraina și din zona asta nordică a României către Uniunea Europeană este foarte mare. Autobuzele cu vameși corupți care au proprietăți pe care nu și le pot justifica de la granițele României, din nou ridică semne de întrebare. Sunt niște realități. Nu putem să nu uităm faptul că totuși au trecut 17 ani de când noi am intrat în acest club select Uniunea Europeană și apucăturile sunt aceleași. Deci chiar dacă pică ceea ce spune acest cancelar austriac, realitatea ne demonstrează că în România corupția este la aceleași cote ca și în urmă cu 17 ani. Iar Nehammer și chiar și omologul olandez au spus că ei nu au ceva împotriva României sau împotriva Bulgariei de refuză să-și dea consens pentru acceptarea noastră în spațiul Schengen, ci vorbește de faptul că spațiul Schengen în sine nu poate funcționa atâta timp cât nivelul hai să spunem, de predictibilitate și de control al vulnerabilităților, printre care corupția este top în capul oricărei liste, nu este identic. Și dacă ne uităm cu atenție în interiorul spațiului acesta, o să vedem că există foarte mari diferențe de abordare și asupra reformelor, și asupra corupției, și asupra drepturilor și obligațiilor cetățenești. România, din păcate, alături de Bulgaria, nu a reușit să performeze foarte bine în ceea ce înseamnă o egalare așa a principiilor și valorilor cu lumea din care ne dorim să facem parte, din care merităm să facem parte, dar din păcate, din cauza unei clase politice eminamente incompetentă și coruptă, noi nu ne aflăm după 30, hai, nu le punem chiar toți 34 de ani, dar din 2004 de când am intrat în NATO și din 2007 de când am intrat în Uniunea Europeană, noi am avut suficient timp să putem, adică să nu mai creăm nicio zonă în care cineva ar putea să ne pună sub semnul întrebării. A trecut mult timp, nu? Deci din 2007 până în 2024, sunt 17 ani, nu? În 17 ani noi puteam să ajungem la un nivel de performanță la care au ajuns cehii, la care au ajuns polonezii, la care au ajuns croații, la care au ajuns alte țări care au venit cam din aceeași lume post-sovietică. De ce doar România și Bulgaria nu a reușit să atingă aceste criterii? Din cauza 100% a unei clase politice incompetente și corupte. Până în măduva oasă. Ești cam calm astăzi și îmi propun să te mai agit puțin și să te întreb ce se întâmplă în justiția din România din moment ce, iată, aproape 30 de ani, ca să l-aducem acum pe fostul președinte Ion Iliescu să-și asume o răspundere penală. Începe cercetarea penală a lui Ion Iliescu. Se întreabă probabil mulți dintre cei care ne privesc, cine este Ion Iliescu? Și a câta oară începe urmărirea penală? Că tot a început și când s-a ajuns... Și ce sunt mineriadele? Că nu se învață în manuale de istorie. Când s-a ajuns la finalizare... Nici mineriadele și nici Revoluția Română. Da, din păcate nu, pentru că dacă s-a studiat corect, ne-am dat seama că acestea au fost niște operațiuni ale statului și ale guvernului român. Adică n-au fost niște mișcări spontane. Una a fost o lovitură de stat care este demonstrată istoric cu toate argumentele necesare și validate într-un proces împotriva autorilor acestei lovituri de stat și se numește dosarul Revoluția, iar mineria, dar n-a fost o mișcare spontană muncitorească a unor români frustrați care veneau la București să-și ceară drepturile, ci au fost organizate de SRI-ul de atunci, de administrația prezidențială de atunci și de guvernul de atunci. Adică a fost o operațiune specială de stat. Și atunci toți cei care au fost implicați în aceste chestiuni, care s-au soldat cu victime civile, colaterale, nevinovate, ar trebui să înfunde pușcăria. De asta nu se studiază. Bine, acum ce doresc ei? Să-l îngroape pe Ion Iliescu fizic sau să îngroape dosarul mineriadei? Măi, dosarul a luat-o de la zero. Deci gândește-te că de când a început el, a fost aproape închis acest dosar în 2007.
pe timpul lui Emil Constantinescu. Emil Constantinescu și-a dat semnătura de președinte și a încuvințat... În 1997 am vrut să spun. Mulțumesc pentru corecție. Așa este. Sunt prea multe decenii, da, nu le mai ținem rândul. Deci a început în 1997 pe timpul lui Emil Constantinescu, după vreo 4 ani de interogatorii, de întâlniri ale procurorilor militari cu toți cei care au participat și de o parte și de alta a ceea ce s-a numit Revoluția Română, s-a închis dosarul. Și când s-a închis dosarul, în alta curte l-a reîntors și i-a obligat pe procuror să ia de la zero. Și după aia, până în 2007, Traian Băsescu, dacă ne amintim, a încuvințat, nu, justiția să se ocupe, da, să ridice imunitatea lui Voican, Voiculescu, aia care erau în zona Roman și așa mai departe și să fie certat. Și au mai făcut-o încă o dată. Iar le-a mai luat 4 ani, că trebuie să le ia de la zero toată chestia asta. În 2000, nu mai știu cât, Chioveși a spus că nu e bine închis dosarul, trebuie și acest dosar în care Ion Iliescu recurent așa, alături de el care chiar au murit toți, adică singurul supraviețuitor sau singurii supraviețuitori a acestor nenorociri care s-au numit Revoluția Română și Minerea, mai sunt vreo 3. Mai e Gelu Voican în viață, mai e Petre Roman în viață și mai este Ion Iliescu în viață. Restul ăia care chiar au fost implicați parte în această nenorocire au murit de bătrânețe, că suntem în 2024. Și acum nu e o mare șmecherie, că nu va fi arestat, să nu înțeleagă lumea că de mâine Ion Iliescu va fi arestat. Nu, s-a redeschis și s-a repornit dosarul în care Ion Iliescu este incriminat pentru crime împotriva umanității la Mineriadă de data asta. Pentru că el a dat ordinul ca această mișcare de pe străzile Bucureștiului să fie înăbușită în forță. Și au murit niște oameni împușcați de pe acoperișul guvernului, bătuți de mineri și așa mai departe, pe care Ion Iliescu i-a chemat. Dar asta înseamnă încă 4-5 ani de acum înainte și probabil post-mortem Ion Iliescu va fi dezgropat, încătușat schelet așa și dus probabil plimbat așa până România ca să vadă domne românul că există justiție. Da. De ce fel de justiție mai e asta după 30 de ani? Adică ce fel de justiție? Exact cum spuneam, bineînțeles, ironic, mulți dintre cei care ne privesc acum, bun, știu ei care așa, dar nici măcar n-au de unde să știe dacă nu s-ar interesa cine este Ion Iliescu și ce s-a întâmplat atunci, adică... Ce justiție? Aceea justiție care a îngropat toate marile dosare și de corupție în România, e această justiție care n-a făcut altceva decât să militeze pentru propriile lor pensii speciale, un judecător care n-a avut nicio activitate prodigioasă în România, are astăzi o pensie specială de 25.000 de lei pe lună. Personal auxiliar din Ministerul de Justiție are peste 6.000 de lei pensie specială pe lună. Aceasta este justiția din România, o castă privilegiată care și-a primit tainul tocmai pentru a nu-și face treaba. Pentru că dacă justiția din România funcționa corect, n-ar mai fi existat corupție, n-ar mai fi existat abuz de serviciu, n-ar mai fi existat acest mega conflict de interese între afacerile politicianului și activitățile politicianului. Și România ar fi fost o țară curată. Și n-am mai fi vorbit după 35 de ani despre cum se va soluționa acest dosar. Măi, au existat mari procese cu privire la condamnarea nazismului la Nuremberg, al comunismului în toate țările care au trecut prin acest flagel numit comunism. La noi, în România, procesul împotriva comunismului a constat în plimbarea domnului Traian Băsescu în Parlamentul României și condamnarea verbală a comunismului și un răspuns din partea lui Vadim Tudor, și s-a terminat procesul comunismului, iar comuniștii, ăia care mulți dintre ei ar fi trebuit să înfunde pușcările că au omorât oameni nevinovați, au fost senatori, au fost deputați, mari oameni de afaceri, proprietari de media și așa mai departe. Și uite, așa s-a terminat și discuția noastră de astăzi. Îți mulțumesc pentru toate părerile pe care le-ai spus, că ai făcut totuși față cu brio întrebărilor delicate, da, pe care le-am ridicat. Da, acum ca să ne și amuzăm așa, e și Mercur sub retrogradare, așa ca să ne distrăm un pic și cu astrologia și procesul ăsta de control al comunicării și al dialogului, în general este un pic pus sub presiune. N-a fost poate cea mai învervă sau cea mai spectaculoasă întâlnire dintre noi, dar cred că datele
puse în discuție au fost așezate corect măcar. Asta doar cei care ne privesc pot hotărâ prin aprecieri și prin comentarii la podcastul nostru. De aceea vă rog pe cei care ne-ați privit și rămâneți în continuare spectatorii noștri fideli să urmăriți Sens TV în continuare. Să nu uitați să dați like și aprecieri canalului de YouTube Sens TV Ro. Să nu uitați să-l urmăriți pe Oreste Teodorescu 75 pe YouTube și pe mediile de socializare, pe tot ceea ce găsiți la îndemână, și pe mine mă găsiți Sorin Manea Ro pe YouTube, și de fiecare dată pentru cei care au posibilitatea pe televizor să urmăriți pe Sens TV luni de la ora 7 News Podcast cu Sorin și Oreste. Numai bine! Numai bine!